Bă, salută fratele Conacu și bine v-am găsit la primul meu episod oficial de Mukbang. Băi, nu credeam că o să fac treaba asta. Înainte să înceapă episodul, vreau să vă zic câteva cuvinte. Vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea acordată recent, în ultimele, nu știu, 3-4 săptămâni, o lună jumate, de când am început să bubuie toată nebunia asta. Se vede că muncesc mult, voi apreciați. Vreau să vă mulțumesc tuturor, celor care dați like și celor care nu dați like. Celor care vă abonați și care nu dați abonare. Pentru mine, faptul că vă uitați la mine și vă distrezi și reușesc să vă țin captivați, asta contează cel mai mult. Astăzi vin cu primul episod de Mukbang. Eu n-am mai făcut așa ceva personal, nu știu, pot să zic că mi se pare o prostioară. Așadar, fără alte introduceri, eu am gătit tot ce să vedeți astăzi. Cum a plecat ideea asta cu Mukbang-ul, eu eram live pe Instagram. Pe Instagram să mă și urmăriți că sunt activ acolo, vreau să fac 10.000 de followers. Jego să suprem pe Instagram. Am gătit astăzi pentru că Onica este plecată și vine seara târziu. Am gătit astăzi niște coaste și piept de porc la ceaun, o mămăliguță și am adăugat și o porție de cartofi cu mărar, cu rozmarin, cu usturoi, cu toate nebunile. Și v-am întrebat, nu știu cine mi-a zis pe Instagram, bă, dar de ce nu faci treaba asta? Și am zis, bă, ok, vrei să fac un mukbang? Și v-a spus, da, foarte mult. Și am zis, bă, bine, o facem mukbang. Bă, nici nu știu cum ar trebui să fac treaba asta. M-am pregătit, mi-am pus și-o 3 cervețele pe aici, am șters și o masă, astea sunt arsele de țigări la mine. Nu știu, frate, eu o să fac mukbang-ul exact în felul meu, cum mă cunoașteți pe față, așa cum știe fratele vostru, nu să mănânc neapărat mai cu lingurița. Deci, o să vedeți că aveți și o surpriză. Eu, așa mă știți de pe live-uri, când mănânc, nu pot să stau fără telefon, pentru că mănânc foarte repede. Așa că o să mă și joc în același timp, da? Cum v-am obișnuit, am telefonul aici. Cred că o să meargă, o să dau screen recorder și o să vă pun și voi aici într-un col să vedeți și voi ce fac. Și poftim la masă. Ce mâncăm? Coaste de porc cu piept de porc la ceaun, mămăligă care nu prea mi-a ieșit, adică mi-a ieșit compoziția bună, dar nu prea știu eu să-i dau formă, am strâns-o așa cum am putut, și cartofi cu mărar și rozmarin plus usturoi. Apăsați butonul de lichean, vă pup pe toți băieții și toate fetele de pe premieră, sper să apăsați butonul de like și subscribe, follow pe Instagram, haideți să-i dăm bătaie, mâncare, vă rog! Bun, băi, am pus toată mâncarea, dar nu mănânc pe toată, vă dați seama, astea sunt costițele, astea e... am dat eu formă așa la mămăliguță. Și ăștia sunt cartofiori. Haideți să ne pregătim și noi aici, să ne punem în farfurie. Mamă, cum arată mămăliguța asta! Și e făcută și de mine. Bun, bă, mi-am pus mai puțin, adică nu o să mănânc cât pot. Dar, de ce, poate unii vă întrebați de ce, o să-l și geam acum să nu avem sunet de fundal. De ce, Conacule, mănânci și te joci? Băi, eu mănânc foarte repede de obicei, tot viața mea cel puțin în ultimul timp e foarte, foarte, foarte rapidă. Și, nu știu, când mănânc și mă joc, mai uit un pic de mâncărică așa. Și faptul că eu mă joc, mă ajută să mănânc mai ușor. Bun, și că nu se vorbește cu gura plină, maniere, bă frate, eu am fost copilărit, am crescut la țară, mă buză musca, musca că trage la căcat. Am fost crescut la țară, la mamaia mea, când mergeam la câmp la 5 dimineața, mâncam acolo frumos la capul locului, cine știe, brânzică cu roșii, cu ceapă, bam, bam, și pâine cu ceapă ce-am mâncat, ce chilul meu, mă! Mukbang, tată! Să avem poftă, zic. Mamă, cum e cărnița,
Cu mâna tată, hai. El e cu mâna. Dă-o dracu, dă-o cu cuță și cu cin. Ca atară. Bine, hai cartofii să-i luăm cu furculița. Mamă, e perfect, mă, ești nebun. Dacă l-aș bate și pe ăsta... Bă! O să pună Baby Dragon, o! Oh. O! Oh. Good! Îl fac o fraier aici. Are Baby Dragon. Mm-hmm. Da, asta nu te-am bala. Mă bate, mă! Sau nu? Sau? Mamă, foarte bun. Berea se simte bine rău. Dar simte perfect berea. Mamă, asta e bună. Cred că am pus un pic cam mult în bărăi, dar e bună rău. Cartofii, nu mai zic nimica. Bă, ziceți și mie în comentarii, lumea care face mukbang, așa vorbesc, gen, sau... Eu dacă fac clip, vorbesc, ai, chiar dacă mănânc. Nu știu. Ziceți și mie acolo în comentarii. M-a spart pe pietea. Stau mai aici pe pietea. A, păcuta, păcuta, mă! Două secunde, bece. Ah!
Am închis ușa că m-au rupt copiii aia. Ce facem ăsta? Am pus prost ăla acolo. Mhm. O să-mi dea pe coajă. O să-mi dea pe coajă, rău. Dar lui bătai ce iau, mă. A, m-am dus, da. E gâgă. E gâgă, bă. Degeaba. Nici pula, nici spătarul nu mai salvează. Mamă, uite cum arată costița asta. Iar asta aici. La uite cum ar trebui să... A, asta la... Uite cum arată costița. A, hai că... Hai că am picat-o metul ăsta. Mai am timp să mai pucez? Nu mai am. Mai am pierdut un meci. Pune la era, sigur că pune greviardul. No. Nu trebuia să pușez eu pe dreapta acolo. Da. Nu mai contează. Băi. Totul a bătut calorii. Da, păcat. Păcat. I like it. Bravo. Oh la la. Eu mă comi 600, am încă. Vamos. Aha. Da, da. Moș. Mai e turnul? Nu, no, păcat. Ce fac, bă, boss? Ce mai zici, bă, boss? Nu te-ai însimi? Mamă, mi s-a pleacă. Oh, bun, bă, tată, bun. Bă, și când știi că e, când știi că e făcut și de tine, n-ai cum. N-ai cum. Nu, pescărușul ăsta, uite. Oh, baby, give me one more time. Te-ai dus? Îmi dă turnul jos, fiți atent de aici, că îmi dă turnul jos. Acum mi-am dat seama. Stai așa, că nu e așa. A, nici cu mine nu-i ușor.
Mamă, cât de bun e. Mă jur. Bă, două winuri, un rus, e perfect. Gata. Am citit că mi-a scris Chitoșca. Ca la țară, tată, cu mâna. Non, se m'en fume, se m'en de refurcurițion, en de lecucitână, don, don tit, de acuez. Bă, nu știu că să termină mukbangul, mâncă vași. Cred că dacă m-a săturat, nu? M-a săturat. Mamă, da. E bun, da. E și mai bun. Dacă puneam un pic de... Cum zice, mă? Am uitat. De zahăr. De sfârșit are fratele vostru ceva dulce. Mamă, trebuie să-mi tai scoabele astea, că am niște degete. Ceva dulce de sfârșit, tată. Halviță, halva. Să ne mai îndulcim și noi. Bună. Bă, o halva, când eram noi mici, ce mai mâncam? Halva, halva și marmeladă, bă, lapte cu cacao. Ce trebuie, tată? Nu-i rău, nu-i rău. Bă, asta a fost și mâncarea noastră. N-am ce-am făcut aici. E puțin față de cum fac eu de obicei. Acum am mâncat așa, că suntem pe filmare. Mănânc de rup. Băi, ăsta a fost mukbang-ul meu. Nu știu, în continuare mi se pare ciudat. Dacă se uita cineva la clipul ăsta, să-mi spune și mie acolo în comentarii cum vi s-a plăcut. Vă mulțumesc pentru toată susținerea. Apăsați butonul de like, follow pe Instagram la Gigosul Suprem, că sunt activ acolo zi de zi. Și în continuare aveți pe ecran ultimele mele videoclipuri și cel mai frumoase videoclipuri ale mele. Urmăriți-le și pe acelea. Vă pup!